această perioadă. Astăzi, valorile maxime s-au încadrat între 10 și 16 grade Celsius. La Suceava și Botoșani, maxima a atins 10 grade, iar în Iași și Vaslui, maxima a fost de 12 grade Celsius. În Neamț și Bacău au fost 14 grade, iar în Vrancea și Galați 16 grade. La noapte, temperaturile se mențin scăzute. Maximele vor fi între 4 și 9 grade Celsius, iar cerul va fi senin. Mâine, meteorologii anunță temperaturi scăzute pentru această perioadă. În Iași, Neamț, Bacău și Vaslui, maxima va atinge 18 grade. În Suceava, Botoșani, Vrancea și Galați se vor înregistra 19 grade. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim alături de invitatul jurnalului. Studis oferă servicii hoteliere moderne în cele două locații din zona centrală a orașului. Locuri de cazare dotate la standarde europene, parcare proprie, servicii permanente de bază și alte facilități vă așteaptă în inima Iașului. Hotelurile Studis, facem totul pentru confortul dumneavoastră. Și feminină. Fii cea mai bună varianta ta în ținutele Simoda by Simona Vasiliu. Alege calitatea în varietatea de ținute office și pentru evenimente. Alege să fii specială cu ajutorul brandului local. Stilul, croiul și modelele sunt create astfel încât să fii diferită și să atragi toate privirile, toate la un preț corect. Noua colecție este deja în magazin. Te așteptăm în Iași pe Sfântul Lazar numărul 30 sau la numărul de telefon 075. Și în această seară alături de noi este Părintele Bogdan Răcu, inspector eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor. Bună seara și bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! În această seară o să dorim să ne povestiți, suntem curioși și mai mult decât atât să ne reamintim pentru cei care cunosc despre ceea ce înseamnă această sărbătoare pe care o avem săptămâna aceasta, în zilele acestea la Iași. Știm foarte bine că avem un pelerinaj la nivel internațional chiar, de care suntem bucuroși să fim oarecum oaspeți sau gazde, în funcție de fiecare. Dar vrem să aflăm, să intrăm în profunzimea lucrurilor, să privim această sărbătoare precum o lecție pe care trebuie să o învățăm, să o ascultăm și mai mult decât atât să luăm și notițe din aceasta. Așadar, haideți să vedem care este sau care a fost viața Sfintei Cuvioase Parascheva. Dacă vreți să